Când fiecare pictor se străduie să se impună pe piața artei, revenind la peisaj, la natură statică, ornut cu îndârjire și pofta productivității contravalută, se picteze, așa cum face Virgil Preda, semne, litere inexistente, să te bucuri de echilibrul aproape neștiut ce se naște din contrapunctul dintre o linie dreaptă și o curbă, este fără îndoială semnul unei inocențe nemăsurate și al unui fanatism pătimaș. Un fapt admirabil și totodată stingheritor. Cine mai are atâta răbdare încât să compare o lucrare cu o alta dintre cele semnate de acest pictor? Cine dintre noi mai are smerita bunăvoință de a se interesa și de a se lăsa mânuit de diferențele minuscule dintre un înger sau altul, dintre înodarea și desnodarea acelor pangli și retruși și glife de care se interesează cu o sârdie artistul Virgil Preda? Nu cred că trebuie să fii japonez pentru a practica ikebana sau origami. Nu cred că artistul în atelierul căruia ne aflăm ne pretinde o educație specială ori cultul detaliilor. Nici el însuși nu dorește să picteze neapărat pentru tagma rafinaților, a voyeurilor, a ultraspecializaților. Cu certitudine nu găsim în noi acel răgaz binevoitor, acea răbdare protocolară atât de necesare pentru a ne pune întrebarea de ce un artist se apleacă și insistă în a face această fantezistă muncă de cercetare și căutare într-o direcție unde aproape sigur nu se va găsi nimic altceva decât actul căutării. Ca vizitator într-o expoziție în care se află lucrările lui Virgil Preda, trece repede cu ochii peste imagini fără a sesiza că însăși graba de a le trece cu vederea este un anume fel de lectură grație căreia liniile și petele se joacă de-a fața ascunselea, de-a labirintul, de-a zigzagul, de-a sensul nonsensul, de-a fie ce-o fi, de-a răsturnarea. Virgil Preda pare a fi, vrând nevrând, un practicant al cultului zen. Inutilul este ridicat la rangul de supremă eficiență, iar inexistentul la rang de obiect al extazului. Caligrafia unui semn care nu spune nimic altceva decât aceea că există fără să denumească ceva anume, devine astfel o îndelinicire, o virtuozitate în sine, din care au fost eliminate intențiile, înțelesurile și subînțelesurile, nevoia de mesaj. Virgil Preda pictează mesajul pur, căruia nu i-a fost încă născocit în mijlocul de comunicare sau, din potrivă, el pictează actul comunicării, căruia nu i s-a inventat nici subiectul, nici pricina, nici efectul. În folclorul absurd există o întrebare și un răspuns care nu se rostesc decât pentru plăcerea de a fi rostite. Întrebarea este, mai e mult până departe? Iar răspunsul, cam de aici până acolo. A întreba fără niciun scop al cunoașterii, a da un răspuns de o exactitate cantitativă incontestabilă, dar etern neprecizată. Virgil Preda face același lucru, dar în domeniul picturii. E foarte posibil ca aceasta să fie esența artei, mobilul credinței, sensul fericirii. Până la acest tărâm al deplinei atemporalități și ale nemărginitei aspațialități se află teritoriul războaielor, al contrastelor, al contrazicerilor și negărilor. Virgil Preda pictează într-un fel eternitatea.
din pictura sa înțelegeți ce vreți, dacă vreți și cât puteți, dincolo de limitele noastre, ale timpului, pictura sa rămâne o mărturie a unui efort făcut din plăcerea efortului și cu scopul tainic de a consemna mobilul și sensul acestui efort.